Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Întâmplă și ce o să auzim imediat. Da, bă, ți se pare ireal? Da. Se pare un moment de sinceritate de aia, de tip gura păcătosului adevăr grește. Exact. Este vorba de unul dintre principalii producători de conținut pentru Deșteptarea, premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, care, mă rog, pe un șantier al unei autostrăzi, a fost întrebat de jurnaliști dacă PSD o să facă alianță cu PNL pentru alegerile de anul viitor. Un chestiune care e din ce în ce mai probabil să se întâmple și, mă rog, pe care pesediștii au tot negat-o, liberalii la fel, și domnul Ciolacu, ce să facă? A stat în colț în colț și, până la urmă, i-a scăpat adevărul, dar într-o formulare epocală. Eu cred că atât Partidul Social Democrat, cât și Partidul Național Liberal am adus o stabilitate în România. N-aș vrea să vă reamintesc contextul când a intrat Partidul Social Democrat la guvernare. Eram în plină criză socială și era o incoerență guvernamentală acută. Da? Ăsta este adevărul. Nu pot să... Trebuie să spunem câteodată și adevărul. Înțelegeți? Bravo. Trebuie să spunem câteodată și adevărul. Opinia unui prim-ministru i-a scăpat un, cum se spune, act tratat, nu? Da. Adică ce avea în cap, ce gândea, asta a zis. Trebuie să spunem câteodată și adevărul. Nu e la primul act tratat de genul ăsta, mai are unul absolut faimos. Să reascultăm. România trece de la fapte la vorbe. Și mă bucur. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.